încep lucrările de reabilitare a drumului Borșa-Baia-Borșa în data de 23.08.2012. O comisie a fost prezentă joi pentru a proceda la predarea primirii amplasamentului și a da ordinul de începere a lucrărilor cuprinse în Programul Național de Dezvoltare a Infrastructurii. Licitația pentru reabilitarea drumului a fost câștigată de SC Șapir SRL. Când încep și în ce constau lucrările de reabilitare a drumului comunal 8 Borșa-Baia-Borșa? Deci, acest proiect, care are o valoare de 18 milioane jumate de lei cu TVA inclus, are drept obiective de realizat 8,2 km de lungime stradală, asta incluzând și strada Deceval și respectiv DC8-ul până la podul Secu, parcă se numește. Din punct de vedere al altor lucrări care vin făcute, este rigola carosabilă, trotuare și respectiv parțial sunt piste de biciclete care să ofere, să spunem, acea dimensiune turistică pentru acest drum, având în vedere că Borșa este stațiune turistică și vrea să fie stațiune turistică de interes național. Avem 10 stații de autobuz pentru el prevăzut și elemente de securitate. Deci pe acești 8,2 km se vor executa lucrări care necesită, de exemplu, în partea de limită cu râul Cisla. Parțial se vor realiza acele stabilizări prin ziduri de sprijin, mai ales acolo unde au fost, când au fost ape mare, a fost o erodare puternică. Respectiv, din punctul de vedere al finalizării în oraș, inclusiv strada Decebal intră în această reabilitare și modernizare. Ca dată importantă care mai trebuie reținută este că proiectul acesta se derulează până anul viitor, are o durată de 2 ani, trebuie finalizat în 31 decembrie 2013. Din punctul de vedere al nostru, cel mai important lucru este că, în afară de contractul de finanțare, am reușit achiziția într-o formulă care este importantă, și anume fără contestații și fără a avea probleme în această achiziție publică. Respectiv, am semnat contractul de execuție lucrări cu o firmă care este serioasă, cea care face reabilitarea și drumului național din zonă, fapt care ar conferi, să spunem, acele premise pentru a putea să realizăm proiectul în bune condiții. Avem noi o parte grea de realizat, și anume aceea că noi trebuie să asigurăm banii pentru a face plățile anterioare înainte de a obține rambursare. Dar sper că într-un timp scurt să poată să fie făcută și asta și respectiv anul acesta deja să avem trei luni de zile în care firma să execute lucrări serioase la acest obiectiv.